Dacă lumea era condusă de un bărbat sau o femeie, cine ar trebui să fie? Aproape toți oamenii pot suporta adversitatea, dar dacă vrei să testezi caracterul unui bărbat, dă-i putere. Asta spunea Abraham Lincoln. Chiar dacă lumea de astăzi este mai sincronizată și mai conectată ca niciodată, este încă un loc foarte confuz. Ești surprins? Pe această planetă există 7,5 miliarde de oameni și cam toată lumea are o părere despre cum ar trebui să fie lucrurile. Dar când toată lumea are un cuvânt de spus, se pare că petrecem atât de mult timp vorbind încât nimic nu se va face vreodată. Poate că rasa umană a depășit democrația. Poate că rapid, ferm, hotărârea este ceea ce avem nevoie cel mai mult acum. Poate fi lumea condusă de o singură persoană? Cum ar funcționa? Și cine este cel mai potrivit pentru acest job? În Roma antică, în perioadele de criză, un senat ales democratic ar vota uneori pentru a-și da drepturile. Aceștia desemnau un dictator căruia îi se acorda un termen de 6 luni de autoritate completă necontrolată pentru a rezolva criza. Un exemplu bun este Lucius Cincinnatus, care a fost numit dictator pentru a învinge o amenințare militară. Cu o acțiune rapidă și decisivă, Cincinnatus a rezolvat criza, a renunțat la puterea sa și a revenit la ferma sa în termen de 15 zile. Trăim într-o perioadă diferită, dar poate că o tiranie binevoitoare merită încercată. Marea întrebare este cine a fost la test. În cine ai putea avea încredere? Un politician experimentat? Un lider religios? Un mogul de afaceri? O persoană celebră? Sau poate cineva care s-a născut literalmente pentru a guverna? Dar dacă soarele nu s-ar fi așezat niciodată pe imperiul tău global, cum ai dormi vreodată? Primul obstacol evident pentru o persoană care conduce lumea este geografia. Cum ai putea administra 7,5 miliarde de oameni împrăștiați pe niște faguri uriașe, separate de oceane largi și care trăiesc în zone orare diferite? Nu ai de ales decât să delegi persoane pentru a guverna cum trebuie. Ar putea fi cel mai ușor să menții toate țările și granițele intacte și să numești oameni fideli pentru a guverna fiecare dintre aceste state în conformitate cu politicile tale. Dar elaborarea de politici ar fi o durere de cap în sine. Cum ai proiecta un singur set de reguli și obiceiuri pentru o lume cu o incredibilă diversitate rasială și culturală? Și apoi, după ce ai elaborat aceste politici, cum le-ai comunica unei populații globale care vorbește peste 5.000 de limbi diferite? O altă provocare ar fi consolidarea puterii tale la preluarea funcției. Totuși, lumea nu va putea fi niciodată de acord cu un singur conducător și orice încercări puternice de a acapara controlul ar fi întâmpinate cu o rezistență grea. Ne vom găsi curând prinși în mijlocul unei lupte reale mondiale. Și cu o miză atât de mare, concurenția ar recurge la orice mijloace necesare, având în vedere că trăim într-o lume puternic militarizată și prin puternic militarizat mă refer la cele 14.500 de arme nucleare deținute de doar 9 țări diferite. Este mai probabil ca o confruntare cu supremația mondială să nu conducă la nicio lume. La sfârșitul zilei însă, lumea este prea mare pentru a fi condusă de o singură persoană. Distanțele fizice și diversitatea etnică și culturală îl îngreunează. Impulsul universal pentru autodeterminare îl face imposibil. Sau îl face posibil? În anul 2019, lumea a intrat în al 13-lea an consecutiv de recesiune democratică mondială. Și pentru prima dată de la sfârșitul anilor 1800, țările autocratice au un PIB combinat care este mai mare decât cel al democrațiilor liberale occidentale. Mulți oameni de știință politică consideră că creșterea recentă a populismului este o amenințare la adresa democrației, reflectând ideea că oamenii ar putea schimba cu fericire libertatea personală pentru confort și securitate. Dar dacă pare că democrația este în declin, nu uitați că mai aveți un cuvânt de spus și făcând partea dumneavoastră puteți ajuta să transformați valuri. Citiți evenimentele, informați-vă, votați responsabil și țineți-vă lideri în control.